Proprietarul clădirii care a avut în administrație clubul colectiv nu poate fi extrădat. Condamnat acum 7 ani pentru evaziune fiscală și înșelăciune, afaceristul acuză sistemul judiciar din România de corupție și refuză să execute pedeapsa de 6 ani de închisoare. Bărbatul a fugit în Israel și nu poate să ajungă în România prea curând. La scurt timp de la tragedia din clubul colectiv, Gedeon Zelivanski, patronul clubului, a părăsit România chiar dacă acesta nu avea nicio legătură cu incendiul din clădirea pe care o deținea. Bărbatul fusese condamnat la 6 ani de închisoare pentru înșelăciune și evaziune fiscală. Acesta trebuia să plătească despăgubiri de peste 1 milion de euro, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că afaceristul a refuzat să-și ispășească pedeapsa acuzând statul român de corupție. Aflat în Israel, autoritățile române au rămas neputincioase în ceea ce privește aducerea în țară a lui Zelivanski. Oficialii români au formulat o cerere de extradare a bărbatului, iar ulterior afaceristul a fost închis în Israel aproximativ o lună. Doar că reținerea acestuia a fost o formalitate. Potrivit legii din Israel, toate persoanele care dețin cetățenie israeliană în momentul în care sunt comise faptele nu pot fi extradate. Astfel că statul israelian nu-l va extrada prea curând pe Gedeon Zelivanski.